Viorel, după o pauză destul de îndelungată, ai revenit în România, ce te-a determinat să revii și de ce ai ales India? Am fost în România în această pauză, în acest timp. Aici am fost, în fotbal. Da, trebuia să mă apuc și eu de treabă, să reintru în circuit și mi-am dorit nespus acest lucru. Am avut între timp anumite contacte, dar le-am refuzat. Nu am dat curs până la această ofertă, niciunei alte oferte. Cu ce te-au convins cei de la Chindia? Îmi place proiectul. Echipa a pierdut la limită barajul de promovare în Liga 1, o echipă cu o calitate deosebită. Penaltele au făcut ca voluntariul să rămână în Liga 1. Îmi place ce am găsit aici la nivel de ambiții și normal că ne dorim din tot sufletul să facem tot posibilul, să muncim și să promovăm. De ce nu? Ăsta e obiectivul nostru și vom face totul pentru acest lucru. Președintele vorbea de ghinion la sfârșitul sezonului trecut. Ai venit-o acum cu noroc? Eu știu, noroc, trebuie să muncim. Norocul și-l face omul cu mâna lui, fără muncă, fără implicare, fără atitudine, fără ambiție, fără dorință, nu ai cum să obții rezultate. Sunt foarte mulțumit pe momentul de față de implicarea și de atitudinea băieților. Terminăm acest stagiu de pregătire de la Mogoșoaia de 2 săptămâni. N-am ce să le reproșez, trebuie să continuăm de aceeași manieră și la sfârșit sunt convins că vom culege roadele muncii pe care am depus-o. Cum ai găsit echipa vis-a-vis de nivelul lor față de ce te așteptai? O echipă cu jucători de experiență, jucători de calitate, cu tineri interesanți. Este un grup sănătos, un grup curat, implicat, receptiv. Trebuie să ne pregătim foarte bine și să atacăm în forță această Liga 2, care se anunță foarte interesantă. Multe echipe de tradiție au revenit în Liga 2 și normal au ambiții și ele și va fi o competiție, cred eu, de calitate. Tocmai din acest punct de vedere al echipelor de tradiție care au revenit, crezi că va fi Liga 2 mai interesantă decât prima ligă? Prima ligă rămâne prima ligă, într-adevăr au revenit echipe de tradiție precum Petrolul, care au suporteri extraordinari, au revenit cei de la Ucluj, la fel, cu suporteri extraordinari, echipe de mare tradiție în fotbalul românesc. Sunt convins că vor avea o afluență destul de mare la meciurile jucate pe teren propriu și nu numai. Am văzut și în Liga a treia, la Petrolul și la Ucluj, suporterii vin după echipă peste tot. Sunt echipe iubite în România. Tocmai de asta se va crea o competiție frumoasă, o competiție interesantă. Nu știu dacă va fi peste nivelul Ligii 1, dar oricum se anunță un sezon interesant. Îți imaginezi că va fi mai greu acest sezon decât cel în care ai promovat cu Rapidul? Fără îndoială. Va fi greu, orice e greu, nu poți să realizezi lucruri mărețe ușor, fără sacrificii, fără obstacole. Important este să fim concentrați și să știm să depășim și momentele dificile. Că tot suntem în perioada mondialului, vreuna dintre echipele de la mondial ți se pare că joacă stilul de joc pe care tu vrei să-l adopți la echipele tale, în speța acum la Chindia? Da, cred că Franța. Asta sunt la o parte, latura ta sentimentală vis-a-vis de Franța? E o echipă organizată, o echipă care știe ce vrea, o echipă care a venit la acest campionat mondial să-l câștige și de asta au și ajuns până în această finală. Au obiectiv clar, e o echipă reactivă, o echipă care sunt organizați în zona mediană, un mijloc foarte laborios, blochează foarte bine spațiile adversarului și de acolo pleacă pe contraatac. Poate să fie Chindia în Liga a doua, Franța, a turneului final mondial? Rămâne de văzut. Noi trebuie să fim Chindia, trebuie să fim o echipă serioasă, trebuie să fim o echipă echilibrată, trebuie să muncim și să abordăm fiecare meci la capacitate maximă pentru a obține rezultate. Nu ne face nimeni cadou și nu ne va face nimeni cadouri. Sunt convins de acest lucru. Noi trebuie să mergem, să căutăm, să ne luăm punctele peste tot. Te gândești că va fi presiune mai mare, având în vedere că tu ești un antrenor cu nume și un fost jucător cu nume și toată lumea are așteptări de la tine acum? Sunt obișnuit, oricum, presiune există atunci când ai rezultate, ești apreciat, când nu ai rezultate, normal, îți faci valiza și pleci sau depinde de situație. Asta e meseria antrenorului, nu mă cramponez sau nu mă agit prea tare din acest punct de vedere. Sunt destul de
relaxat, să spun așa. Cum ar arăta un titlu de ziar în vara anului viitor, Viorel Moldovan adus Chindia în prima ligă? Haide să avem răbdare și să... O să vedem la vremea respectivă dacă va fi așa. Trebuie să fim echilibrați totuși și cu picioarele pe pământ. Să nu facem declarații așa, eu știu, prea pompoase.